Bună dimineața tuturor! Astăzi petrecem tradițional conferința săptămânală și am să-l rog pe domnul Furtună să vină cu o prezentare în contextul evoluției situației epidemiologice în Republica Moldova. Onorată asistență, domnilor și domnilor, tradițional, vineri venim cu trecerea în revistă a evoluției situației epidemiologice în infecția COVID pentru ultima săptămână. O să încep cu incidența la nivel global pe fundalul la cele care se întâmplă în regiune. Republica Moldova înregistrează o incidență de 5.833 de cazuri la 1.000.000 de populație. Este, ca să fac o remarcă în acest sens, suntem pe poziția 7 în regiune. Și rog aici pentru unii oameni atenție că nu suntem nici primii, nici a doilea. Mortalitate reprezintă 191 cazuri decese la 1.000.000 de populație. Noi am avansat puțin, dar avansarea se înregistrează în toate țările din regiune, deoarece crește numărul de cazuri pe fiecare din țări. Deja câteva săptămâni în șir rămânem cu indicator de fatalitate echivalent 3,3%. Este o rată, vreau să zic, scăzută a fatalității. La sfârșitul zilei de ieri, în țară sunt înregistrate 20.264 de cazuri confirmate de laborator de infecții COVID. La ziua de astăzi avem o pondere de 67% de persoane care s-au tratat de infecția COVID. Rămân circa 6.000 de cazuri active de boală, ce reprezintă sub 30%. Din păcate, avem înregistrat cifra de 666 de decese, ceea ce prezintă peste 3%, iată aici și rata de fatalitate, 3,3%, din numărul total de cazuri confirmate de laborator de infecții COVID. La ziua de astăzi, din păcate, avem 363 de pacienți care fac forme grave de boală. Sunt indicatorii pentru săptămâna trecută, mai avem zilele de astăzi, mâine și poi mâine pentru a finaliza raportul pe săptămâna curentă, dar aici se înregistrează câteva tendințe bune. Avem o foarfecă dintre numărul de cazuri tratați și numărul general de cazuri în scădere. Rămânem la cifra dintre 50-60 de cazuri de deces săptămânal. Vedem cu ce se finalizează săptămâna curentă, dar bănuim că o să avem trendul ăsta de stabilizare a procesului în infecție. Și atât aici se vede foarte bine că după 3 săptămâni de cifre înalte am avut 2 săptămâni cu numeric și incidență similare, 1.564-1.568 de cazuri. Și avem oscilații, eu zic, destul de pronunțate în ceea ce se numește rata de contagiozitate. Și săptămâna trecută am avut o rată de contagiozitate peste 1, ceea ce vorbește despre intensitatea procesului unei teritorii administrative. Aici avem incidența pentru ultimele 14 zile și vedeți, după scară, ea variază de la 9 cazuri pe teritoriu la peste 200 cazuri pe teritoriu la 100.000 de populație, doar pentru, remarc încă o dată, pentru ultimele 11 zile. Numărul de cazuri fiind în descreștere continuă, numărul de teste procesate zilnic rămâne constant sub 2.000. Asta am vrut să atenționez. Dacă facem o scurtă analiză a cazurilor înregistrate, cele de import nu depășesc 1% din numărul total de cazuri, dar vreau să remarc că ultimele zile avem înregistrate practic zilnic cazuri de import de la 1-2 până la 7 din diverse regiuni, toate deocamdată din zona europeană, atât din est cât și din vest. Deci am vorbit despre indicele de reproducere sau de contagiozitate care
peste 1 mai mare decât 1. Vârsta medie a persoanelor infectate este de circa 47 de ani, predomină puțin sex feminin, dar perioada medie de incubație, dacă era în medie săptămânile precedente 5-6 zile, acum mai constant 5 zile, adică perioada de incubație se scurtează. În contextul discuțiilor legate de activitatea grădinițelor, vreau să reamintesc că ponderea copiilor antrenați în proces este una semnificativă. Deci avem înregistrați peste 1080 de copii care au făcut infecția și o fac încă. Sunt diferite vârste. Vedeți că avem aproape a treia parte din copii, copiii de vârsta 1-5 ani, tocmai cei care trebuie să meargă în instituțiile preșcolare de educație. Avem 177 de femei însărcinate în diferite perioade ale sarcinii, dar vreau să spun că toate cele care au trecut prin infecție au ieșit bine din infecție și nu avem complicații la acest capitol. O scurtă analiză descriptivă a cazurilor deces, deci ponderea cea mare a cazurilor deces se înregistrează de la vârsta de 50 de ani și mai sus. Domină categoria de vârstă 60-69 de ani. Vârsta medie a celor decedați e mai mare decât 66 de ani. 99% înregistrează cel puțin o comorbiditate. 71% înregistrează 20 mai multe comorbidități, cea mai frecventă din ele fiind maladiile cardiovasculare, care constituie aproape 86%. Crește ponderea diabetului de zaharat ca comorbiditate și ea se ridică la 38%. Își reconfirmă importanța, dacă mi se acceptă termenul ăsta, maladiilor renale și ei se ridică la 23% și obezitate ca factor de risc pentru mai multe maladii, nu doar pentru COVID, constituie a treia parte din numărul total de decese. O cifră aparte constituie maladiile neurologice și ele, vedeți că s-au plasat și ele destul de sus, cu o pondere de peste 31%. Personalul medical antrenat în proces constituie o cifră de 2845 de persoane. Aveți pe grupe medici, asistenți medicali și infermieri. Dacă vorbim de ratele de atac între aceste categorii de persoane, rata medie de atac constituie 5,3%, însă ea variază de la 5,3% între infermieri și 7,3% între medicii care sunt antrenați în proces. Am remarcat și repet că noi suntem în creștere în ceea ce se numește testarea contactelor, inclusiv a lucrătorilor medicali. La capitolul lucrători medicali avem investigate sub 10.000 de persoane. Am vorbit despre cifra pozitivă 2845. În ultimele 7 zile, din categoria lucrătorilor medicali, sunt testate peste 500 de persoane. La capitolul teste, dacă o să-mi permit să o să anticipez, următorul lot de teste care a fost contractat de țară se află deja în vamă și eu cred că astăzi, până la sfârșitul zilei, o să-l recepționăm ca să răspund la întrebarea care e situația cu testele. Noi mai avem teste de lucru pe câteva zile din loturile vechi, dar a venit lot nou de teste și o să asigurăm țara cu cantitatea necesară de teste. Vedeți aici evoluția săptămânală a cazurilor înregistrate printre lucrătorii medicali și există un trend, haideți să nu mă grăbesc să-i zic de scădere, eu am să-i zic de stabilizare, după ce am înregistrat săptămânal până la peste 240 de cazuri, acum ne-am oprit la 138-137 de cazuri pe parcursul a două săptămâni. Distribuția geografică, am vorbit anterior de ea. Indicele de contagiozitate per total pe țară constituie 1,02. Pentru regiunea transnistreană asta este echivalentul la 0,9, dar avem câteva teritorii administrative în care indicele de contagiozitate este mai mare decât medie pe țară.
așa teritorii cum ar fi raioanele Ungheni, Ilova, la nord Soroca, deci le vedeți distribuția pe hartă în sensul valorii indicelui de contagiozitate. Mulțumesc mult pentru atenție! Domnule Furtună, noi vă mulțumim foarte mult și acum, cu permisiunea dumneavoastră, trecem la runda de întrebări-răspunsuri. Stimați colegi în Mass Media, bună dimineața! Prima întrebare o adresează Francesca Ghindea, ProTV. Eu cred că atunci când facem prezentare, domniile voastre, tot mă auziți. Nu m-am zis. În vamă sunt 100.000 de teste pe care le ridicăm astăzi. În stoc mai sunt teste pentru câteva zile ca să le putem procesa. Cât ține de cozile din fața laboratoarelor private și la posibilitățile de, cum ați spus dumneavoastră, de acreditare a altor laboratoare. Cu cozile, noi am făcut niște controle și am aplicat niște măsuri de constrângere pentru unele laboratoare. O să lucrăm și săptămâna asta. Bănuiesc că faci trimitere la unul din laboratoare, nu e vorba de toate. O să documentăm încă o dată parcursul săptămânii, să vedem ce se întâmplă acolo. Cât ține de, deci, redeschiderea laboratoarelor, nu ține doar de procedura de acreditare a acestor, ține de dotare cu aparate speciale care execută reacția de biologie molecular-genetică și ține de instruirea și pregătirea personalului, care este un proces continuu. Și noi, în viitorul apropiat, o să mai avem câteva platforme de extindere a acestor laboratoare. Cum le deschidem, ca să nu anticipăm lucrurile, o să fiți informați, poate chiar o să le deschidem și în prezența presei. Mulțumesc mult! Mulțumim. Următoarea întrebare, Irina Miron, TV8. Bună ziua! Dincolo de pandemie, mai avem o groază de lucruri de sănătate care trebuie să meargă înainte. Și aici mă refer la campania de vaccinare, diferite tipuri de operații și așa mai departe. Asta în situația în care foarte multă lume se teme să calce pragul unui spital în această situație, inclusiv eu, de exemplu, da? Întrebarea mea este dacă aveți cifre, cum stăm la capitolul vaccinare sau alte proceduri din sănătate, dacă sunt din astea care deci stau pe loc sau suntem undeva în urmă. Mulțumesc! Haideți, eu să încep cu vaccinarea și colegii să continui cu alte componente. Procesul de vaccinare a populației conform calendarul național de imunizări s-a repornit, dacă îmi permiteți să utilizați formula în cauză, începând cu ziua de luni, centralizat, de la depozitul național a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, vor fi livrate vaccinurile în condiții speciale către toate teritoriile administrative din țară. Astăzi chiar am semnat și dispoziția despre repartizarea acestora. Avem toate vaccinurile necesare. Colegii din teritoriu au remarcat o cantitate sporită de utilizare a vaccinului și ea este logică, certă și justificată, pentru că o perioadă de timp am staționat pe acest segment. Vreau să vă spun că procedura de vaccinare a fost stopată în toată regiunea, Moldova nu face excepții, și a fost stopată ca și unul din riscurile legate pe transmiterea virusului COVID. Acum noi am reluat activitățile. Cred că la ședința din săptămâna viitoare noi o să venim chiar cu niște cifre legate de
cum merge procesul de acoperire vaccinale a grupelor eligibile de populație în infecțiile imunodirijabile. Pentru vaccinare, eu o să vin săptămâna viitoare chiar cu niște cifre concrete. Deci, activitățile programate au fost relansate începând cu 15 mai. De la început, deci am compilat un plan de activitate graduală. Am început la 15 mai cu activități de chirurgie de o zi și cu activități chirurgicale, cu intervenții chirurgicale, care nu necesitau foarte multe intervenții din punct de vedere aspectului de reanimare. Deci ne-am limitat la cele intervenții care aveau un risc anestetic mic, riscul 1 și riscul 2. Începând cu perioada ulterioară, începând cu luna iulie, am relansat și alte activități programate și mă refer în special la activitățile chirurgicale planificate, dar și la serviciile de reabilitare, în special la cele de reabilitare precoce. Avem pregătite instituțiile, evident, relansarea activităților este foarte strâns legată cu situația epidemiologică în teritoriu. În cazul în care situația este favorabilă, atunci am trecut la etapa a doua și am relansat intervențiile chirurgicale. În cazul în care situația este mai agravată, atunci rămânem cu o limitare a intervențiilor programate. Deci, la moment, nu sunt relansate serviciile de geriatrie și pentru asta avem argumente, deoarece ele se referă la pacienții din grupul de risc și, deci, includerea acestor, așa, admisia în secțiile clinice trebuie să fie pe un fundal epidemiologic calm în teritoriul administrativ. Tradițional, etapa sau tradițional sezonul de vară este un sezon mai puțin stresat sau cu o pondere mai mică de internări programate. Anul acesta nu este la fel ca în alți ani, deoarece a fost o perioadă de suspendare temporară a unor intervenții și acum, începând cu reluarea activităților, s-a pornit fluxul de pacienți în instituțiile medicale cu probleme non-COVID. Vrem să vă asigurăm că instituțiile sunt pregătite, s-au luat toate măsurile necesare pentru a garanta controlul infecțios la toate etapele. Din această cauză nu există restricții și nu există refuzuri de spitalizare, nici din partea pacienților care necesită și nici din partea instituțiilor medicale. Permiteți să completez referitor la vizitele în asistența medicală primară și specializată de ambulator. Vorbim la fel despre relansarea vizitelor programate. Începând cu 16 mai au fost reluate vizitele respective, investigațiile de laborator și instrumentale. Atenționăm încă o dată populația referitor la necesitatea programării prealabile, deoarece se pune accent anume pe evitarea aglomerației în instituțiile medicale, deci este foarte important ca vizita programată prealabil să fie realizată în timpul care a fost stabilit. Referitor la imunizare, imunizarea într-adevăr este un proces care a fost relansat și vreau să menționez că este o cerere mai sporită la vaccinare. Mămicile, adică părinții, conștientizează importanța vaccinării și respectiv programat în zilele stabilite pentru copii pentru vaccinare. Copiii vin la vaccinare, stocurile vor fi completate săptămâna viitoare. Programul național este în deplină derulare, respectiv și celelalte activități ce țin de monitorizarea, supravegherea maladiilor cronice se realizează atât la nivel de asistență medicală primară cât și specializată de ambulator, ceea ce ține de respectare standarde de supraveghere a gravidelor în condiții de ambulator se realizează. Este important pentru toate categoriile de populație, pentru toate vizitele programate care sunt necesare pentru populație
să fie în contextul programării prealabile, urgența în care necesită a fi examinată la nivel de ambulator nu este refuzată, adică toate activitățile se petrec reglementat cu măsuri de protecție, cu triaj la intrare în instituția medico-sanitară, cu echipamente de protecție din partea lucrătorilor medicali, dar și cu mască corect purtată pentru și toate măsurile de protecție care sunt reglementate și recomandate pentru populație. Mulțumim. Următoarea întrebare, Sabrina Repeja, Agenția de Presă IPN. Până se conectează Sabrina, o rugăm pe Tatiana Munteanu, Canal 3. Bună ziua! Se aude? Se aude? Da, vă auzim. Da, deci Sabrina Rebeșa de la Agenția de Presă IPN. Acum mai bine de o lună, dacă mi-aduc aminte bine, Ministerul spunea că pregătește o inițiativă pentru susținerea socială pe perioada pandemiei, părinților care sunt nevoiți să nu muncească și să stea acasă cu copiii. La ce etapă se află această idee? Când vor primi și dacă vor primi un ajutor această categorie de persoane? Mulțumesc! Mulțumim mult! De fapt, noi am întreprins mai multe măsuri în contextul susținerii a familiilor cu copii și, dacă vă aduceți aminte, chiar în timpul perioadei de urgență a fost majorat pragul pentru venitul lunar minim garantat, în mod special pentru familiile cu copii care acced la prestația de ajutor social, de la 50% la 75%, și această măsură care a fost promovată de către minister nu este determinată doar pe perioada stării de urgență, dar ea este aplicată în general cu caracter permanent și este direcționată pentru acele familii care se confruntă cu anumite dificultăți de ordin material. Totodată aș vrea să atrag atenția despre existența pentru familiile cu copii a unui serviciu social, dar care are și o componentă monetară, și aici ne referim la sprijinul familial, care este subvenționat din bugetul de stat cu transferurile făcute către bugetele unităților administrativ-teritoriale. Și acest suport monetar, la fel, este acordat pentru familiile cu copii, indiferent, de fapt, de structura acestor familii, indiferent, în cazul respectiv, că este vorba despre familii monoparentale sau familii complete, dar, într-adevăr, care se confruntă cu anumite dificultăți și, iarăși, acele familii care au aceste dificultăți de ordin material se pot adresa către structurile de asistență socială pentru a beneficia de acest suport. Totodată, dacă vă aduceți aminte, noi am menționat și despre anumite regimuri speciale de muncă pe care le-am promovat prin reglementarea unor amendamente, deci la codul muncii, și aici vorbim despre oportunitatea și aplicarea inclusiv și prin hotărâre de guvern pentru structurile bugetare și nu doar a regimului de activitate la distanță, atunci când munca nu poate fi prestată la locul de muncă. Suplimentar, mai este vorba și despre un regim flexibil de muncă care poate fi aplicat pentru acei părinți care au responsabilități familiale, și aici ne referim în special la familiile care au în componența sa copii, dar suntem în proces de examinare a unor măsuri suplimentare de protecție pentru acele familii care sunt monoparentale și care cu adevărat se confruntă cu niște provocări mai pronunțate în această perioadă pandemică, dar vom veni ulterior și la acest capitol cu informații. Dar ceea ce am enunțat ține în mod special de măsurile care pot și sunt aplicate pentru acei părinți care cu adevărat asigură supravegherea și îngrijirea copiilor și care ar fi acele măsuri de protecție socială care le sunt aplicate la momentul actual. Mulțumim. Următoarea întrebare, Tatiana Munteanu, Canal 3. Bună dimineața, Tatiana Munteanu, Canal 3. Am o întrebare. Astăzi, 10 de credincioși participă la procesiunea Drumul Crucii. Din imaginele surprinse de echipa noastră de filmare, majoritatea inoriașilor și preoților nu poartă măști, nu respectă distanța socială și s-au îmbuzit la icoane. Nu este respectată nici măsura potrivit căreia la întrunirile în masă pot participa nu mai mult de 50 de persoane.
Vrem să vedem sunt binevenite sau nu astfel de evenimente în această perioadă. Mulțumesc! Da, o să intervin eu. Noi am avut mai multe discuții cu Secretariatul Metropoliei și în mare parte am convenit că respectarea măsurilor de sănătate publică la evenimentele religioase este foarte important. Și atât în incinta cultelor, deci bisericilor, cât și la evenimente organizate. Desigur că nu s-a ajuns la un acord ca să amâne, că noi cunoșteam de evenimentul despre care dumneavoastră vorbiți și pe platforma intersectorială, atât cu colegii de la Ministerul Afacerilor Interne, am discutat și s-a decis cu adevărat să monitorizăm și să venim cu apel către Metropolie ca să vină și ei la rândul său cu acest apel referitor la respectarea măsurilor. Noi în continuare contăm pe suportul Bisericii și Metropoliei pentru că nu este cazul să fim pe diferite baricade, mesajul trebuie să fie comun, cum și contăm și pe suportul dumneavoastră, pentru a informa populația despre pericol și despre importanța măsurilor de sănătate publică. O să vorbim, într-adevăr, mulțumim, eu o să vorbesc acum și cu colegii de la Ministerul Afacerilor Interne să vedem dacă desfășurarea evenimentului are loc cu respectarea măsurilor. Bună, mersi. Mulțumim. Ultima întrebare din partea BTV Moldova. Spuneți-ne, vă rog, cât va mai fi obligatoriul regimul de autoizolare de 14 zile pentru cetățenii care intră în țară și de ce nu este posibil ca aceștia să facă un test la COVID, iar rezultatul testului să decidă dacă trebuie respectat regimul de carantină sau nu, cum ar fi, de exemplu, în Ucraina? Eu completam. Deci, regimul de autoizolare de 14 zile va fi respectat în continuare, deoarece este o măsură de sănătate publică care contribuie la prevenirea răspândirii infecției COVID în teritoriul Republicii. Referitor la testare s-a discutat mult, dar în același timp se constată că faptul că el... Am vorbit, perioada de incubație începe cu 2 zile înainte de simptome și durează 14 zile deja după apariția simptomelor. Dar în același timp, determinarea concentrației virale, dacă se testează în prima zi de contact, nu neapărat va duce la prezența virusului. Dar apare la 3-a, la 4-a, nu la 5-a zi. Astfel, reieșind în aceste considerente, nu se testează, dar se plasează în regim de autoizolare, care se monitorizează și noi avem acum o platformă foarte bună, foarte bine, o conlucrare bună cu Ministerul Afacerilor Interne și la nivel de asistență medicală primară. După completarea fișei epidemiologice, se includ toate aceste sisteme și consultanța medicală și supravegherea, în așa fel ca persoana să fie conștientă și să nu răspândească infecția. Dar referitor la regimul de autoizolare, a fost deja și legiferat și în România, cu toate interpretările care au avut loc, dar și acolo s-a atenționat și s-a atenționat și aici încă un moment. Deci și în codul administrativ și în codul penal există punctul persoana care conștient, deci nu respectă și încalcă regimul de autoizolare și conștient duce la infectarea altor persoane, cade sub incidența legală. Mulțumesc. Poftim, domnule. În concluziile cele enunțate, totuși aș vrea să fac o remarcă. În prezentarea făcută de către domnul Furtună, oricum a menționat despre faptul că chiar dacă, sigur că preponderență în cazurile cu transmitere
comunitare, deci înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. În ultimele săptămâni noi vedem și un flux foarte mare de persoane care intră pe teritoriul Republicii Moldova, dar vedem și numărul de cazuri care se înregistrează noi de import, ceea ce la etapa respectivă denotă necesitatea ca să menținem acest regim de autoizolare de 14 zile. La finele conferinței am să rog foarte mult pe doamna Svetlana să vină cu o prezentare succintă în privința situației în instituțiile spitalicești. Deci, la moment în instituțiile spitalicești sunt internați circa 1600 de persoane, dintre care 366 dezvoltă forme grave. Dacă să ne referim la numărul persoanelor internate, el este în scădere, de fapt aceasta se denotă inclusiv și scăderii situației epidemiologice la nivel de țară. Dacă să ne referim la numărul total de paturi libere, circa o treime de paturi avem încă libere în sistemul nostru spitalicesc, însă distribuirea lor nu este uniformă. Dacă să facem o comparație cu privire la săptămâna trecută, atunci zonele care au fost cu adevărat mai stresate și mai supra-solicitate din punct de vedere a sistemului spitalicesc de săptămâna trecută, amintim, deci este vorba de sudul Republicii și în special Utagă, Găuzia, Ceadră Lungă și Comratul, Taraclia, Caholu, Bălțu și, evident, municipiul Chișinău. La moment, situația se păstrează mai supra-solicitată în municipiul Chișinău și, deci, mai puțin stresantă în Utagă, Găuzia și în Bălți. Din cazurile extrem de grave, ele tradițional întârzie situații noastre cu vreo 3 săptămâni și acum avem o pondere destul de mare de cazuri grave, menținute, dar în același timp cazurile extrem de grave sunt în scădere. Dacă să ne referim la cele două instituții mari care sunt axate în mod special pe cazuri extrem de grave, este vorba despre Institutul Medicină Urgentă și despre Spitalul Republican, atunci avem un număr de 27 de persoane la respirație artificială, ceea ce este un număr mic în comparație cu săptămânile precedente. În municipiul Chișinău spitalizăm preponderent persoanele confirmate, deoarece activitatea centrului COVID care internează în mediul 60 de pacienți pe zi. Deci, la fel, dacă să vorbim despre cazurile la femei gravide, deci avem în maternitatea municipală numărul 2, care este specializată în asistența medicală exclusiv pentru astfel de categorii de pacienți, avem la moment 24 de persoane cu cazuri confirmate. Bălțul, spitalul clinic Bălț, este un spital polivalent care asigură asistență medicală nu doar pacienților adulți, dar și copiilor și deci persoanelor femeilor gravide. La moment avem 83 de persoane internate și 34 cu statut confirmat și 34 de persoane cu statut suspect. Deci înregistrăm cazuri, înregistrăm paturi libere la nivelul spitalului Bălți, care este un suport deci destul de bun pentru tot nordul Republicii. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Eu la finele acestei conferințe vreau să vin cu un apel. În virtutea la acele cifre care au fost prezentate și, într-adevăr, cifre care denotă o scădere a numărului de cazuri care se înregistrează de infectare cu COVID-19, numărul persoanelor care se însănătoșesc vedem că este în creștere. Cu adevărat a scăzut numărul persoanelor care sunt în stare extrem de gravă. Avem spitale unde încărcătura nu este atât de impunătoare la etapa respectivă, dar cu regret avem și spitale unde la momentul actual sunt la limita supra-solicitării, pentru că există acele focare locale și în condițiile date și asistența necesară este mult mai intensă. În condițiile date venim cu un apel către populație ca să respecte în continuare recomandările care vin din partea medicilor și inclusiv din partea prestatorilor de servicii.
servicii, indiferent de activitatea publică, în sfera publică sau privată, ca să respecte în tocmai acele instrucțiuni care vin din partea colegilor din sănătatea publică. Pentru că ne dăm bine seama că chiar dacă în anumite domenii noi înregistrăm dinamici pozitive, sistemul de sănătate continuă să lucreze într-un regim alert în continuare și într-un regim fără de pauze și cu încărcături impunătoare pentru personalul medical. De aceea aveți grijă de dumneavoastră, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și de sănătatea celor dragi. O zi frumoasă în continuare!